Ne dorim ca ai noștri copii să învețe generozitatea. Cu toate acestea, unii oferă cu drag, alții mai puțin și spunem despre ei că ar fi egoiști. De unde vine această diferență? Generozitatea este ceva cu care, pe de o parte, ne naștem, dar pe de altă parte e foarte mult învățată. Dacă vrei să ai un copil generos, copilul tău trebuie să te vadă împărțind, trebuie să te vadă oferind. Fă lucrurile acestea cât de evidente posibil. Ia-ți o prietenă la tine și cu copilul de față spune prietenei tale: uite, am câteva haine care îmi plac foarte mult, nici nu le-am purtat, sunt cu eticheta pe ele și aș vrea să ți le ofer pentru că mie nu stau bine sau uite, nu și-au găsit loc în garderoba mea. Și prietena ta să spună: vai, ce generoasă ești, mulțumesc foarte mult, îmi plac foarte mult aceste haine. Și tu să spui: mă bucur că ți le ofer, cu siguranță te vei bucura de ele. Și în felul acesta mă fac și pe mine fericită că altfel stăteau hainele aici și nu le purta nimeni. Și căutăm astfel de momente în așa fel încât și copiii care au tendința să țină de obiectele lor sau de jucăriile lor sau de pufuleții lor să fie încurajați la rândul lor să împartă.